orice film. Bate orice film, da, bate orice film. În lumea largă, haide să fugim, da, haide să fugim, da, haide să fugim. Margherita din Clejan este poate cea mai uimitoare vedetă din showbizul autohton, care s-a transformat de-a lungul anilor sub ochii telespectatorilor. De la fata simpluță și naturală, care milita cu înverșunare pentru tradițiile învățate în familie, până la rebela de astăzi, a fost doar un pas. Încă de la 21 de ani, Margherita începuse să dea semne că vrea să se desprindă din mâna forte a tatălui ei. Ești hotărâtă să părăsești casa părintească? Vreau să mă mut din casa familiei mele, că îmi doresc să... Mi-au viața în piept. Bun, dar tatăl tău ți-a reproșat ceva, te-a certat cu un ton, eu știu, mai ridicat, mai... Da, m-a certat, mi-a spus că eu la 21 de ani trebuie să stau în casă și că trebuie să studiez. Dar tatăl meu e așa puțin cam tradiționalist, a rămas așa de pe vremea lui Ceaușescu. Părinții mei, știți că vă iubesc din toată inima și eu niciodată nu v-am... Sper că nu v-am dezamăgit cu nimic. Am încercat să fiu o fată bună și să nu vă supăr cu nimic. Tot ceea ce îmi doresc este să nu mai îmi impuneți atâtea reguli. Te simți prizonieră în această casă? Sincer? Da. Mă simt. Când toată presa vuia despre faptul că a picat examenul de bacalaureat, Marga vorbea cu dezinvoltură și fără ascunzișuri despre acest episod. Aole, ce-ai făcut? Am luat și bacul, mi-am pus și silicoane. Într-un cuvânt, sunt o fată fericită. Asta îi se mai întâmplă, nu sunt singura fată sau singurul copil care nu a luat bacul. Prima dată când am dat bacul, am fost foarte obosită. Venisem de la un concert și am adormit pe masă. A doua oară am fost nașă mare și iar am adormit. Iar a treia oară am învățat. Ai adormit în sala de bac? Am adormit așa pentru câteva clipe, să spun așa. Acum, spre fericirea tatălui meu, am luat bacul cu notă mare de peste 80 și mulțumesc doamnei profesoare Carmen Tănase pentru toate orele de meditații și pentru toată răbdarea acordată. La care de asemenea, n-am adormit. Bineînțeles. Și de asemenea tatălui meu, căruia am adus ca omagiu romanul Ionă la subiectul numărul 3. Nu a fost un mof să intre bine la toată lumea în cap. Că mi-am pus silicoane, n-a fost un mof și nici o chestie așa, vreau silicoane. Nu avem și eu sâni. Serios, acum dacă tu vezi o fată că și n-ai sân, nu te-ai pune. Și o vezi că își pune ciorapii tatălui, cum făceam eu, luam tot ciorapii lui. Erau în sutienele mamei. Da, trucuri, foloseam fel și fel de trucuri. Da, făceam și o moie, băgam ciorapi, băgam și lenjerie intimă, băgam și sutienele mamei mele care erau cupe foarte mari, ca să par și eu ceea ce mi se pare acum în mod normal să ai sân. Un moment colosal s-a consumat de ziua de naștere a lui Ioniță. Lăutarul era mai tânăr, iar Marga nu era la fel de vorbăreață ca acum. Dați-mă jos de aici, bă! Cel mai frumos cadou pe care l-am eu în viața mea sunt copiii mei minunați, bravo. Fata și băiatul bravo. Meu. Da. Am o familie frumoasă, sunt mândră de familia mea. Așa e, chiar așa ce e. Ce pot să mai spun? Sunt fericită că am un bărbat, servește-mă, papa sexy. E bine, avem și pentru Viorica și pentru Margherita o surpriză de proporții. Cel mai frumos bărbat din București. Au ce paranghelie la Clejan. Mai ceva că la Paris. Vertebral! Unde e cultura ce înseamnă dăsmoțul ăsta? Mâine bag divorța Ioniță de la Clejan. I'm sorry, gata, m-am supărat. Într-o altă emisiune, Margherita era super încântată să fie transformată în jucărie de către doi artiști din Paris. Am de gând să-mi fac și câteva tatuaje. Vreau să-mi fac și eu așa unul ca Bordea pe mână. Cap de mor? Cu ce? Da. Nu știu, mă gândesc. Cap de mor la Clejan? Și unul pe coastă. Iubiți, ai? Am mai mulți. Am un proiect foarte frumos cu
Teatre de Poupée de Paris. Teatrul de păpuși din Paris. Am fost contactată de doi francezi care au venit la noi acasă după ziua tatălui meu de Sfântul Ion, da. Și mi-au propus ca eu să fiu această păpușă pe care o vedeți și dumneavoastră vie. Să-mi poarte numele Margherita din Clejani, da. Și chiar să-mi și cânte melodia Tirli Dondale cu care eu m-am lansat. Să cânte păpușa? Da. Nu știu cum... Bagă de la un buton, da. Și tăc. Ei sunt păpușari și știu mai bine aceste lucruri. Eu sunt de acord, sunt foarte fericită. De ce nu? Deci va fi o păpușă, da. Pentru teatru de păpuși, nu păpușă să joace și copiii cu ea? Ba da, tatăl meu este cel care va decide până la urma urmei ce este mai bine. Fără acordul lui nu se poate. Da, păpușa e tot așa? Dar este foarte fericit, da, păpușa este foarte frumoasă. Și va avea stilul vestimentar așa cum îl am și eu, cu rochițe, cu pantofi de lac. Dacă aici o să o aduci când apare, da? Da, 2015, cred că am să mă mărit și am să fac și o nuntă de 3 zile și 3 nopți, 3 la Hollywood și 3 la Dudești. Voi găsit? Cred că vă prinde la Hollywood. Da, mi-am găsit jumătatea, oficial în premieră la Dan Capatos. Băi, bravo. Opa. Ai găsit-o la noi? Ai, ai găsit-o prin culise pe la noi? Sau? Ei, prin culise. Cine? Domnul Lis? E american? De ce vrei să faci în America? Nu spun prea multe detalii. Aveți DJ o să la fac nuntă în anul 2015, așa cum mi-a prezis mie o ghicitoare când era mai mică. Brățara, mă, a fost la Brățara. Trei zile la Hollywood, trei la Dudești și nașul Johnny Depp. La mine e premieră că eu n-am avut nici măcar un iubit până acum. Eu... Corect. Și de-i chiar pe primul? Da. Primul venit, primul sortit. Primul venit, primul servit. Și fac nunta cât de curând, o să vedeți. Am multe surprize. Iar în 2016, Margherita din Clejani nu mai semăna cu fata din anii trecuți. Operații estetice, machiaj puternic. Marga era de nerecunoscut. Am început să-mi doresc mult mai mult de la viață. Știi, cu toții ne dorim foarte multe lucruri, idealuri. Cu toții avem vise și eu am început să-mi doresc lucruri foarte, foarte serioase. Eu în fiecare an i-am scris moșului să-mi aducă câte ceva. Aole. Mulțumesc bunului Dumnezeu și tatălui meu că de fiecare dată mi s-au îndeplinit dorințele. Normal. Anul trecut mi-am dorit o mașină roșie. Fix pe aceea am și avut. Ei, anul acesta... Anul ăsta ce-ți dorești? Da. Am scris moșului o scrisoare așa frumoasă și am pus-o acolo bine și sper să mi se îndeplinească. Am două dorințe. Prima mea dorință, care este primordială, este iubit. Să ajung la beatitudine ca Patos. Mi-am luat gândul de la jumătatea mea. Nu, mai, nu cred că mai există, nu mai cred în așa. A doua mea dorință. Și îmi doresc din tot sufletul meu să îndeplinească. Să am o casă, îmi doresc să mă mut. Chiar îmi doresc să mă desprind de familia mea. Asta nu înseamnă că... Fulgi, scoate-i degetele, nu reglu, Ionis, că acum... Asta nu o să însemne că eu nu mă iubesc familia sau că mă rup cu adevărat de familia mea. Doar că mi-aș dori să am o casă a mea. Poate în nord, poate în sud, exact, poate în America, nu știu, mai mă gândesc. Dar trebuie să am și o casă. Îmi doresc foarte tare ca eu să devin un om responsabil, să știu ce înseamnă să plătești o întreținere, asta numai de tine, să depinde. Faci curat, să îți faci de mâncare. Știi, am crescut de mâncare? Și mă bucur mult. M-am maturizat. Știi să-ți faci de mâncare? Încă nu am început. Am gătit la șef la cuțite și m-au eliminat. Da, n-am luat cuțitele. Margherita nu se maturizase încă, dar dovedea o înclinație stranie. Aici am busuioc sfințit de la biserică, de la Sfântul Anton. Da? Să te ajut? Explic și despre ce este vorba. Deocamdată îl pun deoparte aici. Aici am apă pură din fântână. Iar aici am, ia uite, vezi cum arată? Și ce sunt astea? Semințe de busuioc. Uite cum s-au făcut semințele, vezi? Ia uite-le. Da, s-au înmuiat. Așa și trebuie, în acest ghiveș, da? Am pământ. Pământ, tot așa, pământul trebuie să fie ales din părțile mai bune. Unde înfloresc copacii, unde înfloresc florile, unde înflorește iarba. Vai, dar asta e un semn că s-au umflat atât de frumos și atât de bine încât cred că o să-mi găsesc în curând dragostea adevărată. Dragobete, fiu al Dochiei, zeu al dragostei și a bunei dispoziții, ajută-mă, te rog, pe mine, Margherita, să-mi găsesc
dragostea. Dragostea unică și definitivă. Fata Clejanilor nu putea rata prilejul de a anunța în exclusivitate că începea o nouă etapă în cariera ei, aceea de designer. Acela este un training de catifea. Vezi? E training cu icoană? Da. Și are și un element din religie, pentru că eu sunt un om foarte credincios și îmi place să aduc credința în tot. Asta este o rochiță, aș putea spune. Da, e o rochiță. Sunt colecția Je suis Marcle, este o colecție integrată în urban și eu am gândit haine pentru orice oră din zi și noapte și de la sport până la wow. Te inspir de undeva? Mă inspir din tot ceea ce se întâmplă în viața mea și încă de când eram micuță am avut o pasiune pentru fashion. Sunt haine inspirate din educația mea, din experiența mea, din ceea ce eu sunt. Sunt din mai multe aspecte pentru că mie îmi place să trăiesc în iluzia diversității și fiind un artist îmi place să fiu plină de creativitate, de spontanietate și de foarte, foarte mult entuziasm. Eu mă bucur maxim de fiecare dată când port o ținută Marcle, pentru că atunci când mă simt bine, hainele au o foarte mare legătură. Acestea mă ajută și să mă simt și mai bine. De atât. Eu am pornit de la ideea că am primit tot felul de mesaje pe Instagram și pe Facebook-ul meu, Margherita Clejani, unde foarte multe fete din toate categoriile de vârste mă întreabă de unde ți-ai, de unde ți-ai pantofii, de unde ți-ai hăinuța, de unde ți-ai rochița, de unde ți-ai ei, așa mai departe. Și m-am gândit să-mi creez propria mea colecție. Vor fi pentru toate gusturile. În special am vrut să sugerez în această colecție misticul, fermecătorul și, bineînțeles, femininul. Pentru că nu uit de duioșenia cu care bunicii mei m-au crescut și m-au crescut cu multă pasiune și cu iubire. Și încadrez toate cele trei tipuri de femei. Eu acum sunt foarte axată și focusată pe prioritățile mele și cred că toate aceste lucruri se întâmplă de când m-am reîntors din Asia Express. Pentru prima dată pot să spun că simt să spun că mie Asia Express mi-a schimbat total viața și total convingerile. Până acum erau... Convingerile aveai tu înainte. Eram altfel. Acum sunt nouă. Erai mai împrăștiată, nu? Acum am devenit foarte responsabilă și sunt recunoscătoare pentru tot ceea ce se întâmplă în viața mea, pentru orice, orice, absolut orice. Mulțumesc lui Dumnezeu cu recunoștință pentru tot. În Asia n-am avut bani, n-am avut familia, n-am avut pe nimeni, nu eram cunoscută de nimeni și a trebuit să învăț și să apreciez că fericirea, bucuria și iubirea se regăsesc în lucrurile mai mici. În ciuda schimbărilor, fata Clejanilor știe să facă show. Ia uite-le, mă! S-a marcat. Ce frumos! Haide, mă, să stăm jos. Hai să stăm jos. Viorico, ia loc, tată. Dai să nu mi-a acoperat. Da? Ia uite, mă, că a venit mireasa, bă, băiat. Bună seara! Bună seara, fetelor! Bună seara! N-ai un mar de mireasă? Avem de onoare, Gica, cavalerul de onoare și domnișoara de onoare, Maria. Bă. Știi cum e la noi în tradiție? Nu se fură mireasa, se fură mirele. Și mirele săracul e furat acum, e fugit. Foarte bine. Constat că era mi-a mie că apare Margo în câteva momente. Da, eu vreau o nuntă orientală. Băi, nu facem orientală, gata. Modernă și... Modernă. Cântați luxoasă. Voi la nuntă, ca să nu mă coste nimic. Așa? Adică să se servească, domnule. Voi trebuie să cântați, că nașul trebuie să plătească. Până nu de mult, Margherita a respectat cu sfințenie legile marketingului învățate de la tatăl ei. Niciodată n-am avut un iubit oficial. Deci în 6 ani să nu-ți faci niciun iubit? Deci eu, nu am niciun iubit. Poate că... voi fi blestemată, nu știu, dar nu pot să cred asta la 24 de ani, deși mi-au spus foarte mulți oameni că încă sunt tânără și că încă nu trebuie să disper. Îmi doresc pe cineva care să mă înțeleagă așa și îmi doresc să cunosc acea iubire așa unică și definitivă, așa desprinsă parcă din film. E să mă moriți, mă și moriți, nu mai contează, doar să găsesc pe acel făt frumos. Nu neapărat că l-are pe un Ferrari, nu mai cred în aceste lucruri. Sinceritatea este cuvântul care o caracterizează pe tumultoasa și rebela Margherita. Pe mine nu mă interesează absolut ce spune nimeni rău, negativ la adresa mea. Comentariile răutăcioase nu au cum să mă afecteze, pentru că nu am de ce. Nu mă pun la mintea oamenilor care sunt
insecurizați. Cum sunt? Insecurizați. Ce înseamnă asta? Citește despre atașament, despre relații, despre cheile astea mișto, spirituale. Adică știi, dacă tu acum mi-ai vorbi ceva care m-ar deranja, eu nu te pot răsplăti la fel sau nu-ți pot răspunde la fel. Eu te las în pace. Cred că asta este cheia succesului de a fi într-adevăr un om bine. Uite, acum mi-am uitat rujul, deci simt că mi s-au uscat buzele. Mi-a adus aminte, vezi? Stai să-mi văd buzele, Horațiu, te rog. Că asta este o trăsătură specifică a mie. Buzele trebuie să fie super în regulă. În afară de silicoane și acid în buze, altceva nu am. Când auzi, domne, operată toată. Unii, de fapt, oameni, că nu toți, nu pot să zic de toată lumea. Nu fac diferența că eu când am apărut alături de familia mea prin televiziune, aveam vârsta de 12-13 ani, iar acum am 26 de ani. E normal ca în timp să te schimbi, să evoluezi și dacă eu sunt bine așa cum sunt, care e problema? Eu sunt o fată cu o personalitate, cred că mai mult decât dublă. Știi? Și în fiecare zi îmi place să fiu altfel. Cum te împaci cu mașina? Șofezi eu bine? Vai, din păcate, în ultima perioadă, nu știu ce s-a întâmplat, dar mereu am mai gâriat așa, într-o parte prin alta. Ah, și reparațiile le plătești tăticul, nu? Sau prin cine altcineva decât tatăl meu?